Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face înghețată. Acestea sunt ingredientele. Ciocolată pentru înghețată. Așa. O să avem nevoie și de o uliță. Așa. Un tel ca să amestecăm și încă un bol. Un bol ca să amestecăm totul. Așa, și o să avem nevoie pentru înghețata noastră de 2 ouă, de cacao, ciocolată, 50 de grame, aici avem 20 de grame de cacao, 100 de zahăr, esență de rom și 340 de lapte. Doar atât. Și o să facem totul pe foc. O să încălzim mai întâi laptele, apoi o să topim ciocolata. Și aici în vas o să batem cu telul ouăle, cu zahărul, cu cacao și la urmă o să punem esența de rom. Și facem o cremă, o lăsăm să se răcească și după aceea o putem pune ori în mașina de înghețată și o amestecăm circa 20 de minute, 25, sau o punem într-un vas și când începe să înghețe puțin, începem să o amestecăm cu o lingură de lemn sau cu un mixer la început. Și o amestecăm ca să iasă cremoasă. Ea deja este cremoasă, că facem o cremă, astăzi o facem pe foc înghețată. Este foarte, foarte, foarte bună. Așa. Și să punem, aici avem 340 de lapte și îl punem într-o tigăiță pe foc. Ia să deschid. Așa. Și punem laptele, îl punem aici și îl punem pe foc să se încălzească. Până ajunge la punctul de fierbere și după aceea adăugăm ciocolata. Ia să pun pe foc. Așa. Și ciocolata o punem în laptele cald să se topească. Și aici o să pun 2 ouă. Cu zahărul. Și începe să amestecă puțin. Așa. Adăugăm și cacao. Și amestecăm încet. Să o încercați să vedeți ce bună este. Și eu pun și esență de rom. Să știți că este foarte, dă un gust foarte bun la ciocolată, înghețată, la ciocolată. Și amestecăm așa bine. Să-mi spuneți dacă se aude. Dacă se aude bine. Așa, între timp laptele se încălzește. Și o să punem ciocolata să o topim. Eu mi-am pregătit și compoziția, că trebuie lăsată să se răcească. O am răcită în frigider să vă arăt și consistența la cremă care trebuie să fie. Și m-am spus, poate fi amestecată și cu o lingură de lemn, cine nu are mașină de înghețată. Se amestecă la interval de o oră jumătate, de 4-5 ori, ca să nu se formeze cristalele de gheață. Și se amestecă și este bună, bună, bună. Am să vă arăt că eu am făcut ieri. Bună ziua, Vicky! Mulțumesc, mulțumesc! Că eu perioada aceasta fac foarte multă, foarte multă înghețată. Cum ați văzut, am făcut și doar din fructe. Banane și fructe. Banane, cantități egale. Banana cu căpșuni. Mixăm și punem în... Ați văzut, am acele forme de silicon. Și punem în ele. Și nu îngheață prea tare. Este foarte bun. Foarte, foarte bun.
Deci dacă îmi pune apă, ar îngheța și ar fi tare la de mușcat, dar având în vedere că este banană și este fără zahăr și bun. Aceasta este cu zahăr, este altă rețetă, este foarte bună și aceasta, că facem pentru toate gusturile. Așa. Și amestecăm bine aici cacaoa cu ouul și cu zahărul. Am să-mi aduc laptele să vedem dacă s-a încălzit. Încă puțin. Încă puțin și punem ciocolata să se topească. Vedeți? Aici am laptele. Se aude bine. Mulțumesc mult, Mariana. Și acum o să punem ciocolata. O puteți tăia și bucățele să se topească mai repede. Și o pun în lapte. O mai pun un pic pe foc. Așa. Și între timp noi amestecăm aici. Să vedem că a făcut numai ciocolată. Amestecăm așa aici. Adăugăm și puțin rom. Romul îl adăugați după gust. Eu adaug puțin acum și după ce s-a făcut și dau de pe foc crema, adaug din nou rom la sfârșit. Așa. Să aduc și laptele, să topim și ciocolata. Am să vedem dacă se topește. Vedeți? Se topește. O topim. Topim ciocolata și apoi o să punem totul aici peste. Încet, încet. Și apoi punem pe foc și amestecăm continuu la foc potrivit până se îngroașă. Am să vă arăt și consistența cum trebuie să fie. Așa. Mai e o bucățică de ciocolată, să o topim bine. Ia uitați, vedeți cum s-a topit? Așa. Acum, odată ce s-a topit ciocolata, o să adăugăm aici, peste laptele nostru. Așa. Și adăugăm așa puțin, câte puțin. Și acum răsturnăm în uliță totul, ca să punem pe foc. Amestecăm bine așa. Și amestecăm.
Și acum o să dăm pe foc, la foc potrivit, și amestecăm continuu, 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 continuu. Și vedeți, eu dacă bag o lingurița acum în compoziție, vedeți cum se vede? Deci compoziția, în momentul când este gata, este ca o cremă, ca o cremă, și când băgăm lingurița, o să fie acoperită de cremă. Deci atunci este gata, nu trebuie să se vadă lingurița. Și punem pe foc și să vă arăt cum, după ce o dăm la rece, ce consistență trebuie să aibă. Așa. Acum o să pun așa aici. Ia să aduc și așa, vedeți? O acoperim când se răcește și o dăm la frigider să se răcească bine. Și după aceea o băgăm în congelator sau o punem în mașina de înghețată. Ia uitați consistența, vedeți? Așa trebuie să fie după ce s-a răcit. Groasă. Așa. Și se pune așa în mașina de înghețată 20-30 de minute sau o dăm la congelator și după când începe să înghețe, amestecăm cu o lingură de lemn ca să rupem cristalele. Și o punem din nou și facem această operație de 3-4-5 ori. Așa. Și rezultatul o să fie așa. Ia să vedem. Că eu am scos-o puțin înainte. Am o cupă de înghețat, vedeți? Înghețat aici, s-a înghețat. Am pus cupa noastră la frigider ca să nu se topească repede. Și am să iau așa cu... Ia uitați cum este. Este cremoasă, cremoasă și bună. Ia uitați cum arată. Să o încercați. Ați văzut că nu se face greu? Vedeți? Ia să mai punem una. Mai punem încă una. Să vă arăt. Eu am făcut ieri. Am lăsat-o puțin să se dezghețe, că oricum la frigider noi nu avem temperatura care este în supermercat și îngheață un pic mai tare. Vedeți? Cam așa arată. Aceasta este înghețată. Să o încercați să vedeți ce bună, bună este. Este delicioasă. Am să dau la frigider din nou. Aceasta este înghețată. Sper că rețeta o să vă placă și o să o încercați. Eu am să pun și cea care se răcește și cu aceasta. Am să vă arăt, am să încerc să vă, am să fac video, să vă arăt cum amestecăm toți pașii, ca să vedeți cum arată și făcut. Aceasta este făcută la mașina de înghețată, jumătate de oră, 25 de minute. Și am să fac video și am să-l public, să vedeți cum rupem gheața, așa. Că așa durează 3-4 ore, toată ziua, 3-4 ori. Dar cine are mașina de înghețată, să știți că nu costă mult. Vă puteți lua și una mai ieftină și o aveți. Eu am această mașină, are 50 de ani. Așa, dăm la frigider. Ia să vedeți ce bunătate, ia uitați, să vă arăt așa cum este. Un deliciu. S-au încercat. Este bună și cremoasă. Este un deliciu și ne răcorim. Înghețată.
Este făcută o cremă cu lapte, ouă, zahăr, cacao, ciocolată și esență de rom. Toate puse pe foc. Să vă uitați la începutul video, la cine a venit mai târziu. Mulțumesc, mulțumesc din suflet, Mariana. Îți mulțumesc. Aceasta este înghițata. Acum o dăm la frigider. Preparăm prânzul. Este ora 1. Poftă bună tuturor celor care prânzesc acum. Și ne răcorim după aceea cu o cupă de înghițată. Vă pup dulce și o să ne vedem cu alte rețete. Și vă aștept și pe canalul de YouTube să vedeți acolo fel de fel de rețete de înghețate și cu zahăr și fără zahăr și cu fructe și cu mașina de înghețată și fără mașina de înghețată și cum am promis cu crema care am făcut-o astăzi, am să vă arăt, am să fac un video pe parcursul zilei și diseară am să-l public, cum o facem fără mașina de înghețată, că o punem într-o cutie. Și în momentul când îngheață, mixăm cu o paletă de lemn. Sau la început putem mixa și cu mixerul, că este mai moale, ca să rupem cristalele de gheață. Și mixăm, mixăm, mixăm și este bună, bună. Și să știți, aceasta este cremoasă și bună, bună. Vă pup, vă doresc multă, multă sănătate, vă mulțumesc din suflet tuturor pentru că mi-ați fost alături și mă urmăriți. Și vă doresc o zi frumoasă în continuare, weekend plăcut și multă, multă, multă sănătate tuturor. Vă pup și ne vedem cu următoarele rețete. Eu din când în când am să mai pun câte un video, dacă aveți plăcerea să le vedeți. Poftă bună și o zi frumoasă și weekend plăcut. La revedere și multă, multă sănătate vă doresc. Și vă îmbrățișez așa pe toți. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet tuturor. Că sunteți alături și că mă urmăriți. Vă pup, la revedere și multă sănătate! Pici!